cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și îți crește mor. Bună dimineața, oameni buni! Bine v-am regăsit la cafeaua de dimineață. Astăzi nu vorbim despre cafea în primul rând, vorbim despre sfânta apă care ajunge în robinetele fiecăruia, sau ar trebui să ajungă în robinetele fiecăruia dintre noi. Îmi aduc aminte de un banc de pe vremuri, era un concurs, cea mai ieftină mașină, care se, combustibilul cu ce pentru cel mai mic consum la mașină. Și participau cei trei președinți de renume la vremea aceea, al Americii, al Rusiei și al României. Vine americanul, zice, am făcut nu știu ce mașină de-a noastră, consumă doar 12 litri pe 100 de kilometri. Alălaltul spunea, vine și Ceaușescu, o mașină înaltă, așa, înaltă, se deplasa cam greu și asta nu consumă deloc. De ce? Că voi merge cu apă. Cum? Și-a deschis un capac sus și acolo erau niște tipi care duceau mașina în spate și strigau apă, apă, apă. E, pornind de aici, de la acest banc amintire de pe vremea trecută, să vă prezint invitații de astăzi ai emisiunii și pe urmă vă spun și de ce i-am invitat. Domnul Adrian Păduraru, vicepreședintele Consiliului Județean Neamț, care a luat în buzunar o pietricică când a intrat în acest studio. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine v-am găsit dumneavoastră și telespectatorilor noastre. Mă bucur că ați ajuns și pe la noi după ce ați preluat această funcție. Și domnul Vlad Angheluță. Bună dimineața! Bine v-am găsit! Același director de la APASEF, care a fost într-o emisiune acum vreo două luni. Chiar la început de mandat. Noi de obicei așa suntem. La început de mandat chemăm, la final de mandat nu ne mai băgăm. Știți? Sper că totuși în mandatul meu de până acum s-a văzut o schimbare în modul în care comunică absolut. Compania Județeană. Fără discuție. Și o schimbare nu numai în comunicare, cât în prezentarea problemelor care țin de companie, nu neapărat prin media, ci și în cadrul companiei. Dar să spun de ce am invitat pe acești doi domni distinși astăzi în emisiune. Ieri am asistat la o conferință de presă, ceva așa, un melanj între conferință de presă și comunicat de presă, apropo de semnarea unui contract mult discutat. Lumea îl știe în discuții ca fiind contractul POIM, deci așa îl știe lumea, un contract despre care s-a spus că nu se va mai semna. La un moment dat au venit date oficiale de la Ministerul de Resort că nu va mai fi POIM, că nu se mai poate, că s-au depășit termenele. Acum mi s-a spus ieri că avem un contract semnat și aș vrea primul lucru să lămurim ce s-a semnat. Ați vorbit ieri în conferința de presă, dar astăzi putem sta liniștiți de vorbă și să înțeleg și eu ce s-a semnat. Eu nu mă prea pricep la semnături de genul ăsta. Deci, cine dorește începe? Cu permisiunea domnului Păduraru am să încep eu, pentru că am fost implicat chiar în partea asta de analiză, evaluare și precontractare, într-un ritm mult mai accelerat în ultima perioadă. Știm cu toții că, într-adevăr, acest proiect a fost într-un impas major. Chiar unii din toată zona de comunicare publică, atât presă cât și partea politică, s-au îndoit și chiar au spus că ce facem, ce ne propunem noi să facem este insurmontabil și am dovedit că am ajuns cu un rezultat foarte bun la final. Aplicația de finanțare integrală de 311 milioane aferentă proiectului regional de dezvoltare apă și apă uzată în județul Neamț a fost aprobată de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și asta este cel mai important lucru. S-a semnat un contract pentru finanțarea acestei aplicații în două etape.
pentru că se face etapizat, avem o valoare eligibilă de 5% din POIM și restul din următorul program de dezvoltare. Garanția cea mai solidă este că acest program va fi finanțat în integralitatea lui, pe toate contractele de lucrări, la valoare întreagă de 311 milioane de euro, o sumă impresionantă și cea mai mare sumă atrasă în investiții de apă și apă uzată în județul Neamț din fonduri europene și va fi finanțată integral până în decembrie 2026. De ce spun două etape? Este normal și toată lumea trebuie să înțeleagă că sunt părți eligibile și părți neeligibile în această sumă. Nu există în momentul de față la minister ghidul pentru următoarea perioadă de finanțare, care va urma. Vorbim de finanțarea în de stil, în stil specific românesc. Sunt investiții extraordinar de greu de dus la capăt și după partea asta introductivă în care explic ce am semnat și pe ce valori s-a semnat și cum este etapizat, am să mă întorc un pic și în timp să povestim și două, trei vorbe despre cum s-a început programul, 2014. Cum s-a construit, ce impas am mai avut în cale și când eram eu director, ce s-a întâmplat după și cum am ajuns aici în 2023, pentru că este important să ne uităm și un pic în trecut. Vreau să merg un pic și la factorul... Dar, ca repet, Revenim. Vreau să merg un pic dincolo, spre forul tutelar, pădurea tutelară, cum zic eu. Suntem cosemnatari în acest contract și domnul Adrian. Domnul Pădurară, dumneavoastră sunteți de relativ puțin timp vicepreședintele Consiliului Județean. Da. Ați preluat, adică, mă rog, ați fost aruncat în arenă, precum era atunci cu gladiatorii, pe vremuri, nu foarte instruit, ca să zic așa, în luptă. A fost aruncat în arenă. Explicați-mi și mie, de ce s-a putut semna contractul acum și nu s-a putut semna la termen, din punctul de vedere al forului tuteral? Când am ajuns în Consiliul Județean, asta am vrut să vedem proiectele, în primul rând, astea importante, care fac referire la nevoile oamenilor. Unul dintre proiectele mari și importante care erau blocate la vremea respectivă era și acest punct. Deci am ajuns la un acord. Era un proiect la un moment dat blocat. Blocat, da. Ok. Pe prima perioadă în care am avut discuțiile împreună cu domnul Mușat, nu s-au reușit multe lucruri. Exact în prima zi în care Vlad Angheluța a preluat mandatul la APASERV, împreună am dat telefon la Ministerul Fondurilor și aia a fost prima discuție pe care am avut-o și o licărire undeva așa în orizont, că se mai poate face cu adevărat ceva. Ușor, ușor s-au deblocat lucrurile și iată că am ajuns în acest moment în care s-a semnat acest contract. Momentul este foarte important pentru acest proiect și pentru această investiție în județul Neamț, pentru că vorbim într-adevăr de cel mai important proiect de dezvoltare al județului, a localităților care vor beneficia de o infrastructură cu adevărat modernă și eficientă. Bun. Deci, să înțeleg așa, ca să traduc un pic. Cu domnul Mușat nu s-a putut merge mai departe. La momentul respectiv, a fost nevoie... nu simțeam că într-adevăr se poate semna acest contract. Adică să lămurim lucrurile. Erau niște înțelegeri clare între termenii asumați de către ei, de echipa de la momentul respectiv și Ministerul Fondurilor. Erau niște blocaje pur și simplu. Erau blocaje. Se răspundea foarte greu la corespondență. Am făcut și noi o ședință de urgență la un moment dat pe o parte de cofinanțare pe care trebuia ajustată în proiectul respectiv, dar pe ultima zi sau chiar după perioada de a adus clarificările. Acum ne-am lămurit într-un fel. Deci a fost nevoie de o schimbare de antrenor, cum e la echipele de fotbal. Suflul nou. Creezi un șoc, da? Ați creat un șoc. Șocul ăsta în ce a constat administrativ pentru semnarea proiectului? Domnul vicepreședinte a spus foarte bine și la venirea mea acolo nu am fost un nou antrenor doar pentru că am schimbat echipa. Am lucrat cu alți oameni pe alte paliere de decizie și am abordat problema integrat pentru că nu se poate doar dintr-o singură parte să mergi, să ceri și să nu livrezi. Și de ce spun treaba asta? Erau răspunsuri livrate total în dezacord cu solicitările Ministerului, întârzieri mari în tot ce înseamnă gestionarea livrabilor, mai ales pe partea de analiză instituțională,
mai ales pe partea de terenuri la dispoziția proiectului. Noi am avut solicitări de clarificări inclusiv în luna iunie, în care nu pusesem la dispoziție terenul municipiului Piatra Neamț, în orașul Bicaz, vă dau un exemplu, și alte mici disfuncționalități. Efectiv a fost o echipă care n-a știut să gestioneze corespondența cu Ministerul Fondurilor Europene. Eu când am ajuns la APASEF, primul drum l-am făcut la București, la MIPE. Și am redescoperit acolo oameni cu care eu am mai interacționat în trecut. Vorbim de acei actori care nu se văd, sunt personal de specialitate acolo, funcționari publici, lucrează în Direcția Generală a MEPOIM. Am construit pe parcursul timpului o relație foarte corectă cu dumnealor. Eu am avut ghinionul gestionării un contract foarte greu, care s-a finalizat până la urmă cu o reziliere, dacă ne aducem toți bine aminte. Dar pe parcursul derulării programului, pe durata mandatului meu, primului meu mandat, am avut o relație foarte bună cu oamenii din MIPE, MFE pe atunci. Oameni care ne-au acordat tot timpul un suport atunci când am livrat și am fost și noi corecți, în care am vorbim de condițiile în care am colaborat și tot timpul am respectat termenele. În primul rând am avut răspunsuri pertinente, n-am bătut câmpii, n-am insistat să ne blocăm în niște pretenții ale noastre ca operator în afara cadrului legal, și am să revin la câteva puncte importante care ne-au adus în impasul ăsta. Și încep cu aplicația de finanțare, care putea fi încărcată în decembrie anul trecut și nu s-a putut. De ce? N-au știut oamenii să aibă o corespondență și să înțeleagă cerințele ministerului. Au intrat în conflict inclusiv cu Consiliul Județean, insistând și blocând proiectul în emiterea unor noi certificate de urbanism, în condițiile în care proiectul se micșorase și nu mai putea fi vorba de același număr de localități în care se implementează. Micșorându-se, au avut și o portiță că se putea face evaluarea de mediu mai repede și n-au făcut. Au trenat multe lucruri. Ei dezbăteau în catul de la APM în noiembrie situația unor terenuri de la Război. Deci lucrurile astea au trenat și au întârziat proiectul peste 4 luni și, repet, chiar cu prevederile tranzitorii ale acelei celebre ordonanțe 109, care mai ajuta ultimii oameni care n-au depus POIM să-l depună, ei n-au găsit oportunitatea să o facă. Puteau să încarce acea aplicație chiar și fără evaluarea de mediu, pentru că putea fi livrată ulterior. Domnul, aveau un orizont de primire a acelei decizii de la APM și ar fi rezolvat o problemă foarte importantă atunci. Eu am o întrebare. Ce înseamnă ei? Vorbim de fosta conducere, că acum tot APASERV-ul este într-o nouă structură. Eu am delegat foarte mulți oameni, conduc și coordonez altă echipă acolo. Deci, eu nu știu ce înseamnă conducerea APASERV. Haideți să vă spun că începe cu adunarea generală a acționarilor, în ordinea ierarhică, da? Așa. Consiliul de administrație, urmează directorii care sunt desemnați prin mandat obligatoriu pe prevederile OG 109, care legiferează guvernanța corporatistă a instituțiilor cu capital de stat. Și vin după asta directorul general, director economic. În organigramă, ca să Am o nelămurire. În toată această organigramă pe care mi-ați prezentat-o, eu cred că lipsește un personaj. Sau, mă rog, cineva care este extrem de important când vine vorba de un proiect de o asemenea anvergură. Personajul respectiv este șeful de la unitatea de implementare a proiectului. Omul acesta, că nu s-a discutat subiectul ăsta nicăieri, omul ăsta și-a făcut treaba pe proiect până să veniți dumneavoastră, sau și lui se pot, sau mă rog, unității. Pentru că eu unitatea asta de implementare a proiectelor am regăsit-o doar în proiectele în care se măreau fondurile pentru ea pe la Consiliul Județean. Și am venit să venea APASERV, spunea trebuie să mărim contribuția, nu știu cum și nu știu ce. Întreb. Repet. Ca să fie lucrurile foarte... Nici nu știu cine e. Știți că avem acel GDPR cu protecția datelor caracter personal. Dom'le, la un proiect de 311 milioane de euro să-mi fie cu iertare. Nu pot vorbi cu nume și prenume despre persoane care nu sunt expuse public, cu toate că ar trebui să fie, din punctul meu de vedere. Vai de mine. Nu că nu aș vrea să fac. Eu îmi doresc. Eu vă spun așa. Mie mi se pare ne la locul lui ca într-un proiect european de o asemenea învergură
să nu discut și despre cei care sunt, cum se spune, prin natura funcției, domnul prin Bărănescu, natura banilor primiți. Vom discuta, vom discuta, pentru că este absolut necesar să discutăm și asta am vrut să subliniez. Misiunea mea acolo la Paser a fost ușoară din prima secundă și până în momentul în care vorbim și dacă este să însănătoșim acest operator, este o misiune care va dura în timp cel puțin 2-3 ani. Eu am o singură, trebuia să vă pun o singură întrebare. Din păcate, asta este realitatea pe care o trăiesc. Ce v-au apucat să vă întoarceți la Paser? Asta e treaba dumneavoastră. Deci înainte oricum nu existau termene asumate, nu existau un calendar al proiectului, nu știa nimeni în mod concret. Aici, de asta am întrebat, ca să fie clar, că nu spunem Mușat. Mușat era acolo pus, nu mai discut. Nu discut acum lucrurile astea. Da, de asta am spus, ați spus ei, băi, vreau singur, să știu și eu cine. Nu poți face singur nimic, da? Absolut nimic. Tot timpul trebuie să te bazezi pe echipa pe care o ai în spate, echipa care te susține, nu neapărat organizațional, înăuntru companiei județene, pentru că interacționezi cu foarte mulți alți factori, da? Bun. Interacțiune pe toate palierele de decizie când implementezi un proiect de genul ăsta. Și ne întoarcem la schimbările pe care le-am făcut sau le voi face în Apaser. Sunt schimbări pe care le-am considerat oportune înainte de momentul semnării și după momentul semnării. Sunt cercetări disciplinare în curs care necesită foarte mult material pe care eu personal trebuie să-l documentez împreună cu o comisie care face aceste cercetări disciplinare. Ele sunt în curs pe toate compartimentele companiei. Mi-ați răspuns. Nu au funcționat. Mi-ați răspuns la întrebare. O cercetare disciplinară poate dura de la o lună până la 3 luni, depinde de complexitatea ei. O parte dintre ele sunt finalizate, dar atât vă spun, șefii tuturor compartimentelor din APASER, cele importante, au fost delegați, sau au fost chiar schimbați, sau au fost destituiți. Aceste cercetări disciplinare continuă. Am înțeles. Trebuie făcute temeinic și respectând. Să ne întoarcem. Totul codul muncii. Să ne întoarcem. După știința unui ziarist, profesor de istorie și fără experiență mare în proiecte europene, dacă ne uitam după termene, da, teoretic acum puteam discuta despre o fază avansată a POIM-ului, da? Da. Nu avem. Suntem în punctul acesta. Da. Avem un proiect teoretic de 311 milioane de euro. Vreau să știu un lucru, că s-a tot discutat. Cofinanțare. Este un cuvânt magic în asemenea proiecte. Da. Cum stăm, și aici vă rog cine, cum stăm cu cofinanțarea? APASERV-ul a avut de suferit enorm pe vechiul proiect prin faptul că așa s-a hotărât. Avantaj serviciu, avantaj putere de hotărâre, ca APASERV-ul să suporte singur prin credit proiectul. Sigur. Și sunt decizii care atârnă. Aveți în acest moment capacitatea financiară de a asigura cofinanțarea sau intervine și acționarul majoritar? Eu vă spun atât. La aceste proiecte s-a hotărât ca această cofinanțare să fie într-o taxă fixă de 6% din valoarea proiectului, acel flat rate, termen tehnic, cum se folosește la Minister și la Comisia Europeană. Și avem o prevedere care ne ajută, un act normativ apărut în anul 2022, care sprijină și companiile aflate în dificultate și care nu au profit. Și atunci se merge pe o variantă, fie un credit susținut împreună cu acționarul majoritar sau autoritatea tutelară, dar susținerea va veni de la Ministerul Finanțelor, tocmai în ideea implementării peste tot a acestor master plan. Da, pentru că asta e un lucru curător, pentru că nu a existat prevederea asta până vara anului trecut și toată lumea se întreba de unde vom face rost de cei 18 milioane de euro, o sumă impresionantă, ca să putem acoperi această cofinanțare. Deci, în cazul în care prin Ministerul Finanțelor vor fi probleme, da, în cazul unui credit, dacă ar fi, Consiliul Județean are capacitatea de a sprijini? Categoric, noi am discutat mai multe variante pentru perioada următoare. Era important acest moment pentru desemnarea contractului, pentru că dăm semnalul clar că acest proiect va fi implementat. Și atunci sunt mai multe variante pe care le putem lua în calcul. Omării de capital social și altele care sunt în sprijinul financiar către APASERV. Mărirea de capital social n-ar fi credit, da, ar fi o altă, da. Noi funcționăm și pe legea 31. Capitalul social poate fi mărit de către oricare dintre acționari, mai ales de cel majoritar.
care este Consiliul Județean, care este o instituție puternic financiară și care cu siguranță se va implica și în derulare Bun. În bune condiții. Important e ca acest proiect să înceapă, să deruleze, să implementeze. Întotdeauna sursele de finanțare se vor găsi. Vedeți, eu astăzi n-am discutat nimic despre prețul apei și alte lucruri, pentru că nu face obiectul acestei emisiuni acum. Dar o să trebuiască să vorbesc eu 30 de secunde singur, ca să se schimbe o baterie undeva. Ideea care este? Pe mine mă interesează ca om de presă și care discut cu telespectatorii, dacă acest proiect în timpul implementării lui rezolvă probleme sociale acute cu care se confruntă în acest moment județul. Acesta este lucru pe care aș vrea să-l explicăm oamenilor, că de fapt asta este important. Ce anume se rezolvă pentru oameni. Adică, facem un proiect, țin minte un proiect făcut, cred că la Piatra Neamț, nu mai discut acum, în care s-a zis, rezolvăm problema apei și conductelor și s-a rezolvat de nu s-a mai văzut pe vremuri. În momentul acesta, că am semnat un contract, mă bucur, felicitări, sper să-l văd și finalizat. Ce anume înseamnă proiectul ăsta pentru comunitățile care sunt prinse în proiect? Vorbim de 43 de oateori, inclusiv Consiliul Județean Neamț. Bine. Și cu permisiunea dumneavoastră am să le și enumăr, pentru că poate multă lume este interesată. Noi în perioada următoare o să revenim pe fiecare localitate în parte și cu o prezentare detaliată a acestui proiect. Mâine avem în plan o întâlnire informală cu consultanții, se face un atelier de prezentare a proiectului în forma în care a fost finanțat. Am invitat toți primarii și aici enumăr și localitățile, vorbesc de municipiile Piatra Neamț și Roman, Târgu Neamț, orașe Rosnov, Bicaz, comune Agapia, Alexandru cel Bun, Băra Bodești, Brusturi, Bârgăoani, Bălțătești, Costișa, Dobreni. Deci, haideți să spunem, comunele Dochia, astea sunt pe axa, ce le-ați amintit, pe axa Dragomirești, aceea... Celebra acum unde se... Da. Axa zonei nord, să spunem așa, da. În care am avut foarte mari probleme. Dragomireș, Dumbrava Roșii, Girov, Grumăzești, Gârcina, Horia, Mărgineni, Piatra Șoimului, Pipirig, Români, Ruginoasa, Răucești, Războieni, Zăbăuani, Săvinești, Tarcău, Tașca, Țibucani, Tupilați, Tămășeni, Urecheni, Ștefan cel Mare și Zănești. Și vorbim că la nivelul 2026 estimăm că acest proiect va impacta peste 270.000 de clienți. Bun. Ce înseamnă realist vorbind? Pentru că noi trebuie să, în primul rând, am avut sarcina să ducem la capăt și să obținem această finanțare, dar să fim corecți în fața oamenilor, să nu aruncăm minciuni cum o parte din clasa politică a făcut-o constant când a fost vorba de acest proiect și de compania județeană. Și să spunem oamenilor că nevoia de dezvoltare în sectorul de apă și canal în județul Neamț este mult mai mare. Dar aceste sume, fără precedent, vin cu costuri zero, sunt finanțări europene. Gândiți-vă că plătim 6% din totalul acestei sume din contribuția noastră. Deci încărcăm facturile deocamdată. Sperăm să nu deocamdată, pentru că sperăm să nu fim la finalul proiectului pe cheltuială neeligibilă, că asta nu-mi doresc. Asta vreau să vă spun. Și gândiți-vă că totuși eu am închis în noiembrie 2018 un alt proiect important, postul de mediu, fără niciun leu penalizare la sfârșitul lucrărilor. Ceea ce consider că este și o garanție că știu, mă pricep și împreună cu echipa mea să pot să derulez și acest proiect așa cum l-am semnat și cum este construit. Repet, nevoia de dezvoltare în județ, nevoia de investiții în județul Neamț, la o estimare făcută acum ceva mai bine de un an, doi, dacă nu mi-aduc aminte bine, este de peste 600 de milioane de euro și nu putem vorbi aici de cineva care să fie în stare să aducă banii ăștia în județ. Suntem prea săraci ca județ și ca țară în general la nivel național, că le ducem și în context național, să înlocuim toate rețelele de apă și canale expirate și să facem lucrările pe partea de epurare apă uzată și protecția mediului.
Este un succes real. Aducem apă, reabilităm în primul rând aducțiuni, refacem sau reabilităm zonele în care se forează pentru zonele urbane, suplimentăm debite de apă, refacem instalații de tratare a nămolului în stațiile de epurare, în special cea din Piatra Neamț. Avem investiții foarte mari să aducem apă în zonele urbane și să facem distribuție în celelalte zone rurale care au fost private de aceste investiții. Repet, poate este un pic prea mult ca operatorii să fie condiționați să facă profit în condițiile în care acele directive de apă și apă uzată pe care România a semnat, unde este o întreagă discuție, unde suntem deja în infringement pentru că n-am îndeplinit anumite condiționalități din programul anterior de post-mediu, unde ne chinuim să facem conformarea în POIM, din POIM fazăm și mergem în PDD. Investițiile sunt colosal de mari la nivelul României. La nivelul României există un necesar, din ce știu eu, de 10 miliarde de euro doar în apă canal. În această idee, în această idee. Dar și trag o concluzie vis-a-vis de succesul și importanța acestor sume. Totuși rezolvă peste 50% din urgențele și nevoile imediate ale sectorului de apă. Încă o dată nu putem face tot. Felicitări pentru semnare. Dar vă rog, sunteți doi oameni maturi și responsabili. Vreau să se înțeleagă foarte clar. Tot aud că presa a spus că nu. Presa a spus, eu cel puțin știu la noi, așa, dacă contractul POIM era finalizat, în momentul acesta puteam să discutăm despre, cum se cheamă, PDD din alte sume, ca o continuare a proiectului. Deci sigur, eu vreau să fie foarte clar că cei care sunt responsabili de întârzierea proiectului POIM sunt responsabili de pierderea a unei sume imense. Acum, pe bună dreptate, domne, am salvat ce se putea salva, dar eu vreau să fie foarte clar să nu mai... spunea și mai mult, că s-a mai mințit. Mai mult de a salva ce se putea salva. Am adus în județul Neamț garanția că acest proiect va fi finanțat în integralitatea lui, așa cum a fost aprobat de către experții BEI, foarte important. Am înțeles. Să nu intri în altă perioadă de programare după alte criterii, că aceste proiecte vor merge și vor trece în PDD la datele pe care le avem acum, fără niciun fel de problemă. Și asta e un lucru important. Eu îmi doresc chestie. Să existe această garanție și după alegerile de anul viitor. Doi. Ar trebui să așezăm și în context național, pentru că, uitați, niciun operator din România nu a finalizat POIM. Asta nu e un lucru bun și nu vreau să... Care e cel mai înaintat? Cred că cele mai înaintate județe sunt cele care au semnat primele. Apaser, Valea Jiului, companii mici, CUP, Focșani, dar sunt companii care fazează integral cu proiecte semnate cu un an. Deci care n-au reușit să atribuie. Acum eu nu vreau să mă duc în poezia lor, pentru că fiecare județ este cu specific. Eu, din momentul ăsta, sunt obligat să mă apuc de treabă, să scot la licitație, în primul rând, contractele de lucrări mari. Haideți să discutăm asta. Și cred că asta e important. Aveți să mai... Aveți câte milioane? 15 milioane de euro. Sunt 15 milioane de euro. Care trebuie cheltuite până pe 31 decembrie. Putem face absorpție și eu îmi doresc ca la noiembrie să avem câștigători, să putem pune ceva în pământ, să avem organizări de șantier, să ne desemnăm echipele care fac management, care fac supraveghere, să avem constructori, să le avem la fața locului. Eu vorbesc de o situație ideală, pentru că toată lumea știe în România care e mersul procedurilor de licitație. Explicați-mi și ce se întâmplă dacă nu se întâmplă lucrul ăsta. Dacă nu există progres financiar până în decembrie 2023, nu avem nicio problemă, pentru că aceste sume se vor duce toate în programul următor. Asta e un lucru foarte bun. Și asta e important să știe lumea. Deci acest proiect va rămâne finanțat în integralitatea lui. Dar avem toate șansele, dacă ne surâde și un pic norocul, pentru că știți ce înseamnă proceduri de licitație și cam toată lumea din România a înțeles cum decurg aceste proceduri și dacă este un parcurs mai lin în cadrul legal și cu ofertanți de calitate, noi putem face inclusiv absorție din cei 15 milioane. Sunt foarte mulți bani de cheltuit într-un timp foarte scurt. Dar este cel mai bun lucru care se putea întâmpla pentru județul Neamț și pentru Apa Canal și pentru compania județeană Apaser. În continuare spun că aceste proiecte mari pun în pericol real pe partea de rambursare după asta operatori care sunt mai mici,
operatori care n-au un cash flow bun. Ce înseamnă? Viteza de decontare a situațiilor de lucrări cu autoritatea care finanțează, cu autoritatea de management, este o reală problemă pe care o analizează toți factorii de decizie în timpul progresului fiecărui proiect și aici trebuie să fim atenți. Aici trebuie să fim într-un parteneriat și într-un sincron perfect de ceas elvețian cu Consiliul Județean, să depășim sincopele. De asta trebuie mers, așa cum am mers pe toate palierele de decizie și să încercăm fiecare, făcându-ne treaba în pătrățica lui, să împingă acest proiect în direcția bună, așa cum s-a întâmplat și în echipa pe care am avut-o lângă mine. Că să nu credeți că Angheluță sau doar domnul Păduraru au fost cei care au semnat și atât și ei s-au ocupat. Eu am citit și comunicatele văzute și am văzut, într-un fel m-am bucurat, într-un alt fel am zis că băi, contribuția pe care au avut-o inclusiv anumite persoane cu funcții politice. Dar este normal și pentru că... Nu este normal, îmi dați voie să vă spun. Nu vorbim de implicare tehnică. Dar nu este normal. Nu vorbim de implicare tehnică, dar aici vorbim de modul în care se creează relațiile și interacționăm. Este adevărat. E bine că s-a făcut, dar nu este normal. Rolul unui deputat, cum este domnul Șerban, este să întrebe și el. Domnul președinte Harpa, președintele PSD Neamț. Eu vă spun echipa rolul unui deputat care a înțeles proiectul, care a venit la APASER. Au discutat cu mine și au încercat să găsească soluții împreună cu mine. Să vină domnul Șerban să stea acolo între dumneavoastră, să-l întrebi pe el ce a făcut cu proiectul ăsta. Să vă spun un rezultat imediat la ce s-a întâmplat. Am avut un progres accelerat la tot ce înseamnă corespondența pe parte, în primul rând, de administrativă, eligibilitate instituțională și după asta tehnică, cu ultimele lucruri care mai trenau în acest proiect. Mobilizarea echipelor de la AMEP, POIM, s-a vorbit mult în perioada asta, iunie, iulie, august, la București, poate mai mult decât și-au dorit oamenii, săraci oameni, despre acest proiect. Eu am fost săptămânal, măcar o dată pe săptămână la București și am răspuns și personal unor solicitări de clarificări. Sunt foarte multe chestii tehnice complexe și în angrenajul ăsta toți ne-am făcut treaba ca să aducem acest contract în situația în care s-a aflat și banii ăștia să ajungă în Județul Neamț. Încă o dată, foarte bine că s-a semnat, e foarte bine, foarte bine că se face. E foarte bine că s-a implicat toată lumea care a putut să se implice. Dacă erau oameni din alte părți care s-ar fi implicat sau dacă ar fi venit la Vlad Angheluță să-l întrebe, păi ce te doare? Cum putem să te ajutăm? Avem un specialist care poate să-ți dea un sfat bun. Ai o clarificare mai complicată i-aș și... I-aș fi nominalizat cu siguranță, pentru că este datoria mea și am repetat. Încerc la APASER să găsesc soluții pentru toată lumea, pentru că ăsta este rolul și fișa postului directorului general până la urmă. Bun. Să presupunem că suntem în 2026 și finalizat proiectul acesta. Să asta presupunem ne dorim, pentru că asta este ținta noastră. Ce înseamnă pentru mine consumator din Piatra Neamț, pentru mine consumator din Agapia, pentru mine consumator din Roman? Înseamnă în primul rând că ne rezolvăm partea de aducțiune de apă. Deci aducem apă în zonele în care avem mari probleme. Vom înlocui aceste rețele de aducțiune pe lungimi impresionante, peste 212 km de aducțiune, doar conducta aducțiune de nouă. Aducțiune. Aducțiune. Așa. După asta am să intru și în niște probleme care poate puteau fi puse în acest proiect din 2014 mai bine și de asta am zis că poate ne și întoarcem un pic în timp. Peste 85 km de rețea de aducțiune reabilitată împreună ne aduc certitudinea că apa va ajunge în zonele în care operăm. Fie că este zonă rurală, fie că este zonă urbană. Reabilitările de rezervare, reabilitările stațiilor de clorinare și aducerilor lor în parametri la zi, ne garantează că apa care va ajunge în zonele respective va fi de bună calitate și va fi potabilizată. Dar și chiar și în zone ne garantează că va ajunge apa și la robinete? Ideea în felul următor. Mă întorc în 2014. Mi-aș fi dorit că nu acest mă interesează. Proiect... 2026 mă interesează. Acest proiect a început în 2014 și este suma dorințelor tuturor primarilor din ADI Aqua. Masterplanul s-a făcut și s-a construit pe baza unor tabele primite de la primării, asumate și semnate de primarii de la momentul respectiv. Și ăsta a fost momentul în care s-au adunat datele și s-a construit studiul de fezabilitate al acestui proiect, care a ajuns la finanțare acum în 2023. Am înțeles. Nu poate
niciun director general al companiei să spună ce se va face într-un master plan, pentru că nu este el cel care concepe master planul. ADIACO centralizează aceste dorințe, face această listă de investiții prioritare și operatorul are sarcina să facă studiul de fezabilitate și să-l financeze. Cu tot respectul cuvenit și pentru domnul Păduraru, dar aceste ADI-uri sunt niște locuri în care se pasează responsabilitățile ca să nu fie nici în Consiliul Județean, nici în companii, nici la primari. Toată lumea se adună acolo într-un melanj, așa, într-o tocăniță de hribi, fără hribi, să pun mânătărci în loc de hribi, și se spune, avem problema asta, votăm. Și se disipează, Piatra Neamțul este cât Valea Ursului, dar Valea Ursului nu e la dumneavoastră, nu? Valea Ursului nu este, nu este în ADIACO. Deci cât Dochia, sau mă rog, nu știu cine, Romanul este cât, nu știu, dați-mi o comună de pe acolo, devine mai important Alexandru cel Bun, că aveți tot adicțiune în zona aia, decât Consiliul Județean. Uitați, punctăm pentru Alexandru cel Bun o problemă foarte importantă care o rezolvă acest program, este canalizarea. Nu toată cred. Zona comunei. Nu pot să cred. Cu domnul Rotaru ați vorbit? Domnul Rotaru este cel care ne-a trimis lista de dorințe în 2014, da. Și acum o punem noi în practică. Aoleu, mă bucur. Pe lângă acest proiect este un ghid aflat în consultare acum la FME, prin care se pot înființa noi rețele de apă și canal. Și astea cine le poate înființa? Autoritatea UAT-ul. Deci să înțeleg așa. Eu, Apaserv, vin cu conductele principale, aduc... Asta, conductele de aducțiune, sunt atât de importante. Așa. Și după aceea, eu pe AFM primar pot... Pot accesa, e ghidul aflat în consultare. Ei, vedeți, lucrurile astea trebuie spuse. I-am informat în perioada aceasta, pentru că la fel vor fi platforme concurențiale în care va fi primul venit, primul servit. Deci ei trebuie să fie gata cu proiectul în momentul în care se termină... Ei, asta este o informație importantă. Și să știți că am lucrat într-un tandem și într-o colaborare foarte bună cu Consiliul Județean. Imediat cum am venit, am pus pe masă problemele proiectului. Având proprietate intelectuală pe niște livrabile, am spus oamenilor decidenților din toate UAT-urile, oameni buni, cine ajunge primul la finanțare, face ce își dorește, pentru că este prioritar pentru comunitate. În condițiile în care s-au întârziat niște lucruri în trecut, da? Și au primit sprijin și din partea APASERF să-și facă studiile de fezabilitate mai repede. Acest proiect a blocat multe primării. Păi tocmai de asta am zis că trebuie să schimbăm, deci, un pic abordarea și să mergem pe toate sursele de finanțare și mai ales că, așa cum am fost eu nemulțumit de concepția programului, că nu prea se ducea în zonele de distribuție urbană, uitați că vin măsuri complementare acum în actuala conjunctură, pentru că sunt oportunități de finanțare a sectorului, nu doar din proiectele mari, proiectele majore, proiectele regionale, ci și din cele care se aplică UAT-ului. Și dacă noi acum suntem într-un sincron și ne ajută Dumnezeu, aducem apa în zonă cu proiectul acesta mare, care este de o anvergură, va fi de o anvergură fără precedent și o să-l documentați și dumneavoastră în teren când va fi progres pe el. Și uitați că vine și partea asta de finanțare la nivelul autorităților locale, care, slavă Domnului, au de ales și între PNRR, au de ales și la AFM. Uitați-vă în PNRR încă o componentă foarte bună care vine și este constantă și face tot timpul trageri până la sfârșitul programului de primă conectare. Am dat drumul la o corespondență cu toate UAT-urile pe cazurile care, de exemplu, nu sunt branșați sau nu sunt acordați. Și o să vedeți că se aduc mulți clienți așa. Sunt determinate de nivelul venitului. Deci suntem într-un sincron bun până acum și sper să reușim să găsim aceste soluții și să completăm și acest POIM cu finanțări la nivel local, să dăm coerență și să dăm eficiență conductelor pe care le reabilităm sau le înlocuim în perioada următoare. O să vă rog să fiți atent împreună cu mine la răspunsul domnului Păduraru. Domnul Păduraru, sunteți vicepreședintele Consiliului Județean. Nu pot să nu amintesc lucrul ăsta pentru că îmi face plăcere să-l amintesc. Din această telenovelă cu final, final provizoriu fericit, numită POIM APASERV, ce a învățat Consiliul Județean pe celelalte telenovele pe care le avem și nu știm dacă vor avea final provizoriu sau total fericit? Gen, noul spital județean. Noul spital județean este sau un proiect... Sau alte proiecte mari ale Consiliului Județean care la un moment dat
Așa, presa ticăloșită spunea că sunt blocate sau nu se fac. Deci noul spital județean... Am citat din președinte. Am înțeles. Da, adică să fim corecți. Este un proiect care se află în implementare la ora actuală, în Consiliul Județean. Procedura agreată de Ministerul Sănătății este aceea de a începe achizițiile în proiect cu clauză suspensivă, dacă se va vedea clar la finalul... Haideți să traducem. Ce înseamnă achiziții în proiect cu clauză suspensivă? Nu avem clar determinată o sursă de finanțare. Deci, ca să spunem, se vor face achiziții... Achizițiile din proiect. Așa, se deschid liniile de, cum se cheamă astea, de... Procedura de licitație. Stabilim clar câștigătorul după respectiva procedură, semnăm contractul și așteptați finanțarea. Da. În momentul în care vine sursa de finanțare, e categorie. Dacă aceste proceduri cu clauză suspensivă vor fi terminate, contractele le vom avea și vom vedea clar că ne încadrăm în termenul de implementare acestui proiect prin PNRR, atunci avem finanțarea prin PNRR. E posibil între timp să semnăm și contractul. Niciodată nu mi-a pus problema și nu am avut o presiune privind această semnare a acestui contract. E mai mult o decizie politică, dacă vreți, și ați avut niște răspunsuri politice până acum. Undeva până în februarie noi sperăm că acestea să le terminăm. Am ridicat pe SEAP prima achiziție a proiectului, proiectare plus execuție. Am răspuns, a fost în verificarea NAP-ului, am răspuns la câteva modificări și probabil că săptămâna viitoare va intra pe JOUE și după aceea va fi vizibilă pe SEAP. O întrebare aveți de a face? Încă o dată, e un proiect care se implementează la ora actuală. Și eu sunt convins că se va face. Care va fi sursa de finanțare? Categoria deocamdată a rămas în lista PNRR. Pentru că noi ne-am respectat calendarul asumat față de Ministerul Sănătății. Bun, dacă acum... nu sunt proiectele operaționale, sunt postul de sănătate și altele. Eu nu, un lucru nu-l înțeleg și poate mă lămuriți împreună. Dacă există această legislație care permite clauze suspensive pe proiecte, de ce nu facem următorul lucru? Ne adunăm toți care zicem că iubim acest județ, ne adunăm într-o sală și spunem așa, ce are nevoie județul ăsta? Are nevoie de spital, are nevoie de drumuri, are nevoie de centură, Piatra Neamțu, centură Romanoare, parcă, mă rog, așa, Târgu Neamțu, Bicazul, probabil că va avea nevoie de o sosea suspendată la cât se va dezvolta în viitor. De ce nu facem și spunem așa, băieți, legislația ne permite, ia haideți să facem noi proceduri pentru ca să avem un constructor pe centura Târgu Neamț, unul pe așa, facem clauză suspensivă pentru continuarea proiectului APASER din 2026, le facem pe toate de acum. Domnul Bălănescu. Clauza asta suspensivă există în anumite condiții contractuale sau precontractuale. Nu poți să o invoci de fiecare dată când îți vine ție dorința să faci ceva. Că așa ar fi foarte ușor să facem proceduri de licitație cu clauză suspensivă pentru absolut orice. Păi asta zic. Adică și să dacă facem tot un master lege, plan pe 200 de ani. Dacă e lege, legea spune acolo... că poți aplica această clauză suspensivă tuturor contractelor aflate la momentul respectiv în evaluare doar cu acordul finanțatorilor. Nu poți să o faci. Păi dacă nu știm care e finanțatorul? Eu cred că acolo se știe care este finanțatorul, așa cum și la APASER se știe. Deci doar așa. Avem un partener, Ministerul Sănătății. Încă o dată, astea sunt procedurile agreate de către ei. Ați văzut și ultimele vorbe de cuvânt a domnului ministru Rafila. Deocamdată nu există o prelungire a termenului de finalizare a proiectelor prin PNRR. Acesta a rămas 30 iunie 2026. Atunci trebuie să fie un proiect funcțional la momentul respectiv. Adică dacă semnați, să spunem, peste, nu știu, deci două luni, o lună. La termen, buldozerul trebuie să fie acolo în șantier undeva prin aprilie. Cam ăsta este calendarul asumat de calendar. În șantier. În șantier, da. Să începem efectiv șantier. Bun. O să facem aprilie, o emisiune mai, specială mai. Pe spital. Deocamdată noi suntem, și... nu avem foarte multe contestații. Să nu ne încurcăm în proceduri. Asta este singura problemă. Că de regulă asta se mai întâmplă. Mai ales fiind un proiect atât de important cu o valoare atât de mare a achizițiilor, vă dați seama că sperăm să ieșim cât mai repede din respectivele proceduri. Dar în ultimul timp în România, când se vrea să face ceva, văd că se poate. Adică s-au vrut să avem autostrăzi, văd că le avem. Într-un ritm accelerat. Sperăm că asta este și dorința, să avem spitale noi.
Eu îmi doresc ca la Consiliul Județean să se facă toate procedurile, dar eventual să faceți o selecție la ea care se ocupă de proceduri, să nu fie aceiași care au făcut procedurile la toate proiectele blocate prin de construcții în spitalul vechi. Să luăm așa o marjă de siguranță, știți, să ne asigurăm că nu mai vine iarăși un proiectant care nu mai îl găsim, altul care nu răspunde la telefon și tot așa. Toate proiectele sunt probleme cu proiectanți, într-adevăr. Haideți să creștem niște proiectanți. Facem un învățământ dual pe proiectanți. Că și așa e o problemă mare. Bun. Să revenim la... Noi am avut experiențe la PASER și le-am trăit personal, apropo de proiectanți. Știți foarte bine impasul cu celălalt consultant din programul POIM. Știți foarte bine că am fost pus în postura de a-l rezilia și, într-adevăr, consultanții în România sunt puțin de calitate. Trebuie, în primul rând, atunci când faci o licitație pentru un consultant, să pui condiții cât mai pretențioase și să impui, în primul rând, experiență similară ca să ai garanția că vine cineva care a mai văzut proiecte de genul ăsta, care a mai finalizat proiecte de genul ăsta. Deci aici ne ducem clar în aparatul de specialitate și în coordonatorul compartimentului care urcă fișele de date, care face caietele de sarcini și care trebuie făcute la standarde cât mai înalte. Până la urmă, cerința este a ta, a beneficiarului. Tu impui toate cele necesare ca să ai succes atât pe partea de proiectare cât și pe partea de execuție. Dar vedem în România, și eu mă refer strict la partea asta de apă și apă uzată, că nu a fost progres. Din 6 miliarde jumătate pe POIM s-au fost la 4 miliarde jumătate. Nu au fost progres, asta spune mult. Asta înseamnă de progres atât pe partea de proiectare pentru proiectele semnate târziu, cât și pe partea de execuție pentru progresul fizic al lucrărilor. Dar este o realitate cu care trăim. Dacă ne uităm în stânga și în dreapta, vedeți cât de greu este oamenilor să găsească un electrician, un instalator, un mecanic. Avem constrângeri atunci când vorbim de cheltuirea banilor în general și la companii de stat. Avem constrângeri când vorbim de ajustări ale salariilor în companii. Eu personal îmi doresc ca în perioada următoare să îmbunătățesc salariile celor din APASERV și nu reușesc să o fac decât într-o mică măsură cât îmi permite legea și o eventuală rectificare bugetară. Dar nu putem, de exemplu, să fim competitivi pe piața muncii așa cât ne-am dorit. Și avem o reală problemă în recrutare, avem o reală problemă în specialiștii care absolvă hidrotehnica și care nu se mai duc acolo. Sunt o raritate specialiști în construcții edilitare în partea asta de hidrotehnică. Am înțeles. Toate lucrurile astea sunt lucruri care se întâmplă la nivel macro în toată țara, nu numai în județul nostru. Și astea sunt confruntări pe care sunt provocări pe care trebuie să le rezolvăm în orizontul proiectului. Puneți-mi un pic, proiectul acesta va fi și el împărțit în mai multe proiecte? Este împărțit în 9 contracte de lucrări. 9? 9. Este data un contract erau 4, parcă, sau 5. Integrator. Dar vorbim de altă valoare și vorbim de o altă distribuire a localităților în aceste contracte. Așa am hotărât că este și împreună cu consultantul că este oportun să demarăm investițiile și să mobilizăm constructori. Mai ușor de găsit constructori, probabil. Depinde de la contract la contract. La contractele cu valori mari, cu siguranță și condițiile vor fi de intrare vor fi mai sus. Pentru că vorbim de acea experiență similară, vorbim de capacitate tehnică foarte importantă, vorbim după asta de analiza punct cu punct a ce vor trimite și cu ce se vor prezenta în fața comisiei care analizează. Când sperați să aveți procedurile ridicate? Eu sper săptămâna viitoare contractul de lucrări 1 să fie ridicat în seară. Contractul de lucrări 1 înseamnă... Cele 1 înseamnă zona sud, înseamnă Piatra Neamț și cu localitățile aferente. Deci din zonă. Da. Și da. În decursul lunii octombrie, cel târziu, zic eu, prima jumătate a noiembrie, să mai scoatem măcar 2, 3, 4 contracte de lucrări. Poate și mai mult. Dacă nu sunt astea scoase, nu se pot trage bani. E obligatoriu, dar dacă noi reușim să atribuim cel mai mare contract de lucrări, acolo avem și cele mai mari șanse să facem progres, pentru că suntem împărțiți pe foarte multe localități și efectiv există o reală șansă, dacă, v-am spus, reușim să avem conștigător la noiembrie, să putem să intrăm și în teren. Bun, în momentul acesta APASERV, dumneavoastră sunteți director, practic urmează un concurs. Dar va urma o selecție, că este obligatoriu prin lege atunci când se vacantează postul de director general, Consiliul de Administrație să facă o nouă procedură. Dacă
Eu zic că 99% voi participa pentru că este un domeniu în care zic că pot să am un cuvânt important de spus. Nu mă pripesc și iau tot timpul decizii, zic eu, bune spre foarte bune. S-au văzut rezultate de când am venit și dacă lucrurile vor merge în direcția pe care mi-o doresc eu, apropo și de organizația PASERV, așa cum funcționează ea, voi candida la funcția de director general pentru un mandat de 4 ani. Domnul Păduraru, în momentul acesta, Consiliul Județean a rezolvat, dintr-un anumit punct de vedere, problema asta. Pentru viitor veți avea, cum să spun eu, o unitate care va urmări acest oameni din Consiliu, care va urmări acest proiect să se deruleze, să nu avem probleme. Țin minte cum se făceau ședințe la un moment dat pe proiectul ăsta la constructor, că nu lucra, era un constructor, nici nu mai știu de unde era venit, oricum ciudat, la Roman, care avea 5% din lucrare făcută și el trebuia să o predea. Mai avea 6 luni de zile sau 7 luni. I-aș da numele, dar iarăși vorbim de condiții contractuale care încă n-au existat. Și eu l-am dat, nu vreau să... Dar a fost o adevărată epopee. O epopee. Unitatea de implementare proiect este la PASERV. Eu știu, dar eu vorbesc acum... Noi avem o colaborare foarte bună. Noi vorbim zi de zi despre toate problemele pe care le întâmplă în PASERV. Nu neapărat din calitatea de acționar majoritar, ci pur și simplu să știm acolo cu toții problemele reale care sunt și pe care le avem de rezolvat în perioada următoare. Am înțeles. De ce vă spun? Când s-a semnat contractul, acum a fost nevoie de echipă. Inclusiv oameni care nu sunt în PASERV sau în Consiliul Județean. Sigur. Care pot să facă. Cred că ar fi nevoie de același lucru și în perioada următoare, adică să nu existe întârzieri care să fie puse, cum se spune, să nu fie tălpi puse. Că în România urmează un an cu alegeri, urmează tot felul de lucruri și tălpile sunt folosite nu numai în fotbal. Nu știu cui ajută, pentru că știți care e problema cu apa și canalul în județ. Dar cui a ajutat până acum, spună tălpi, ca să nu avem... Cui poate să ajute un astfel de demers? Vorbim aici de partea de autorizare care urmează, da? Deci eu vă întreb, ce s-a întâmplat că nu s-au putut naționaliza terenurile care era nevoie pe proiectul? Oh, clar, asta este o inacțiune și o deficiență majoră acolo. Ce s-a putut întâmpla? Păi și atunci, dacă aducem pe unul care se ocupe de chestia asta, și ăla între timp are un alt interes sau este răspunde la comenzile cuiva și îți pune bețe în roate, te trezești că tu faci tot ce trebuie și nu poți intra acolo. Pentru că nu-i terenul naționalizat. Noi vă asigurăm că suntem aici ca să ne facem treaba cât se poate de bine și uitați că rezultatele încep să apar. Și să nu mai avem... cel care lucrează în permanență planificat. Nu mă interesează un calendar de implementare al fiecărui proiect. Și asta am făcut de când am ajuns în Consiliul Județean. Acum avem niște termene foarte, foarte clar definite și fiecare etapă și vedem exact stadiul la care suntem. Și cum se răspunde de către oamenii din Consiliul Județean la aceste termene fixe, clare și fără... Nu, în general bine. Eu spun că la ora actuală, cu stadiul implementărilor proiectelor, suntem bine. Eu sunt foarte curios să văd cum se va descurca cineva pe proiectul cu transportul. Sunt foarte curios să văd dacă acolo vom avea tot așa un final fericit, fără explozii de autobuze electrice prin oraș. Vă mulțumesc tare mult pentru participarea la emisiune. Am lămurit câteva lucruri. Am lămurit faptul că, din punctul de vedere al autorității tutelare și al Consiliului, contractul acesta este unul care oferă garanții. Exact, că se va termina. Eu aștept să văd că aceste garanții vor fi și finalizate, pentru că trăim în România și asta înseamnă că bem apă de la robinet din când în când. Dacă nu începe o cumpărăm... Începe o perioadă grea, implementarea efectivă a proiectului, cumpărăm, care va fi o perioadă la fel așa, am stabilit că se va încerca cheltuirea primei sume aferentă acestui an. Primei etape din acest... Da.
Și după aceea, acest proiect va trece pe o, iar am uitat cum se cheamă, pe următorul program de dezvoltare. Dar am stabilit și că dacă el se încheia la termen, județul câștiga practic o sumă care i-ar fi permis să-și acopere măcar în proporție de 80-90%. O paranteză că nimeni nu a finalizat POIM din ceilalți. Eu n-am zis, putea să fie finalizat la 20%. Da. Putea să fie finalizat la 40%. Era ceva în plus. Era în plus orice kilometru era în plus, plus că prin proiectul acesta unele lucruri le puteai face acum pe care nu le mai poți face prin proiectul. Timp o rugăminte și două secunde să trimit un mesaj să privească toată lumea Paservul altfel, mai constructiv, să nu transforme tot timpul într-o țintă și o țintă gratuită. Urmează o perioadă de dezvoltare reală a operatorului prin aceste rețele, prin aceste reabilitări. Îi asigur pe toți că vom fi un partener deschis, transparent. Progresul se va vedea și se va raporta și în mijloacele de comunicare în masă. Vorbim aici de dumneavoastră că ne sunteți parteneri. Și nu în ultimul rând, dau un mesaj celor care vor fi avizatori și vor fi cei care ajută proiectul cu birocrația vizelor, să ne fie adevărați parteneri, să reușim să găsim modalități să fim într-un progres chiar mai bun decât cel pe care l-am propus optimist pe hârtie. Eu mi-am notat ceva la începutul emisiunii și am uitat. Vreau să atingem măcar așa, cum să spun, tangențial. Punem un stop din ăla ușor la fileu, la tenis. Stop vole. Stop vole ușor. Spuneți și mie, ce se va întâmpla în chestiunea redevenței? Dacă se, ce se va întâmpla în redevență? Da. În ce sens? Că... Adică, avem acest nou proiect. El se va implementa. Redevența pe care o are... Redevența va crește. Pentru că vor veni mijloace fixe la finalul proiectului, care vor fi duse iarăși în exploatarea companiei, ele la finalul proiectului, ca mijloace fixe, se vor da fiecărui UAT beneficiar, vor fi tot în proprietatea lor, vor reveni prin contractul de delegare operatorului, care este obligat să constituie sursă de înlocuire și dezvoltare pentru aceste noi mijloace fixe. La capătul post-mediu am avut o creștere bruscă de redevență pentru că am recepționat bunurile. De asta v-am și întrebat. Redevența pentru următorul proiect va crește semnificativ și va crește impactul ei în preț. De asta de la anul pe, în scenariu cu proiect, și prețurile se vor schimba așa cum s-au schimbat peste tot în România. Asta este altă poveste și o abordăm la timp. De asta am zis că să atingem tangențial. Atunci când facem recepțiile, categoric aceste mijloace fixe care ne vor reveni în operare, vor schimba dramatic redevența, cred că o vor dubla ca valoare de la un 18 la 36 de milioane, dar să nu vă spun cifre, că vorbim de valori la sfârșitul proiectului când se fac recepțiile și sigur sunt diferențe. De ce? Va crește impactul în preț și prețul apei va crește pe rețele mult mai bune, mult mai performante. De aceea v-am întrebat, pentru că aceeași problemă despre care nimeni nu a vorbit încă și aici este poate chiar și un reproș către conducerea Consiliului Județean, că ar trebui să vorbească despre asta, ce se întâmplă cu redevența la troleibuzul, de exemplu. Nu e cazul să vorbiți dumneavoastră despre asta acum. Ideea este că lucrurile astea ar trebui explicate populației, pentru că dezvoltarea înseamnă automat niște costuri. Noi vorbim că banii vin de la proiecte europene și este adevărat. Și avem un adevărat beneficiu. Deci cheltuiala de capital este 6% pe un proiect finanțat de restul. Este foarte adevărat, dar noi trebuie să gândim și după ce se întâmplă. Pentru că intrăm în costurile de operare. Intrăm în costuri de operare și atunci eu zic așa, vom avea nu știu câte autobuze. Avem 20 și ceva de autobuze și mai vin încă 19. Și încă 20. Și încă 60 de autobuze. Cu cât va crește redevența? Sau nu va crește? Poate nu știm noi bine. Asta e un lucru care trebuie explicat. Și cum se duce această redevență, dumneavoastră ați spus, în costuri. În apă canal știu. În costuri. În costurile de exploatare, în costul biletului, în costul sumei pe care o asigură UAT-urile pentru subvenționarea acestui transport. Deci,
sunt lucruri care, astea, să discutăm lucruri serioase, să ajungem să discutăm lucruri serioase, să nu discutăm doar cancanurile legate de proiecte, că atunci nu reușim să facem. Obligatoriu la momentul oportun când intervin aceste schimbări și vor fi cu siguranță în discuția publică anul viitor, undeva pe sfârșitul anului, se va prezenta analiza cost-beneficiu, din care decurg inclusiv influența redevenților și inclusiv strategiile tarifare pe perioada de implementare a proiectului imediat ce intrăm în execuție. Asta privitor la. Mulțumesc mult pentru participare. Mulțumim mult. Și să avem apă. Numai bine, la revedere. Nu prea multă, că sunt locuri în care au fost mulți litri pe metru pătrat. Să avem apă la robinet în presiune normală. Numai bine, sănătate. La revedere.